Breaking news! Robloxul și-a revenit! Brookhaven-ul este mai vesel ca niciodată! Astăzi trebuie să aflăm de ce a fost închis Robloxul. Așa că o să întrebăm lumea de pe stradă să vedem care este părerea lor. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Văd un domn acolo la biserică. S-ar putea să știe care este răspunsul. O să mă duc să-l întreb. Bună ziua, domnule. Stați puțin așa că vreau să vă iau un interviu. Hei, bună ziua, spuneți, vă rog. Aș vrea să vă pun cea mai importantă întrebare a secolului. De ce credeți că a fost închis Robloxul? Păi stați puțin așa, adică dumneavoastră nu știți adevărul? Ce adevăr? Despre ce este vorba? Tocmai asta este întrebarea, dragi telespectatori. Haideți să vedem ce are domnul de spus. Păi eu stați să vă spună din cauza unui joc. Din cauza unui joc? La ce vă referiți? Cum adică? Umblă vorba prin Brookhaven că tot Robloxul s-a înscris la Squid Game. La Squid Game? Pe bune? Da, așa umblă vorba. Știi că toți ar fi participat la Squid Game. Ok, avem prima teorie conspiraționistă. Mulțumim, domnule, pentru interviu. Cu plăcere, cu plăcere. Sper să nu pună ăștia mâna pe noi. Ok, bun, cred că este timpul să plecăm de aici, dragi telespectatori. Era puțin cam dubios, domnul, și văd că mă urmărește. Au, nu vine după mine, trebuie să mă ascund undeva. Mă bag aici după copac să nu mă vadă. Fiu, ce bine că am scăpat. O să mă duc acum să întreb pe altcineva. Haideți să căutăm o nouă persoană care ar putea să știe ce s-a întâmplat. Ia să vedem, poate ne ajută cine este aici în mașină. Oh, bună ziua, domnule. Vreau să vă iau. Ia uite, domnul are numele Squid Game. Ok, ok, avem primul membru din Squid Game care ar putea să ne confirme teoria conspiraționistă. Bună ziua, aș vrea să vă întreb dacă cumva Robloxul a fost închisă din cauza Squid Game-ului. Ei, nu, este o pălăvrăgeală totală. Squid Game-ul n-a avut de-a face cu închiderea Robloxului. Cum? Oamenii cred că Squid Game-ul este vina. Ei, na, oamenii cred multe. A fost închisă pentru o grafică mai bună, să fie Brookhaven-ul mai frumos. A fost vorba despre un update care o să fie un update pe cinste. Ok, mulțumesc, domnule din Squid Game. Mulțumesc tare mult pentru interviu. Să aveți o zi minunată. Doar auzi, nu vrei să participi și tu la Squid Game? Nu, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Doamne, era să mă copteze. Noroc că am plecat de acolo. Am scăpat de el, dar mă urmărește și domnul acesta. Oare vrea să mă bage în dubă, să mă ia cu duba? Ia să mă pun aici puțin să mă ascund așa, să-l urmăresc. S-a dat jos din dubă, cred că vine după mine. Sau se duce la magazin? Oh, nu se uită după mine, cred că vrea să mă prindă. O să stau aici ascuns, sper să nu mă vadă. Cred că am găsit o persoană potrivită pe care să o întreb. Ia uite aici, e fata aceasta. Ia uite, Roblox is back. Oh, bună, 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 stai puțin așa că vreau să-ți iau un interviu. Stai că mă grăbesc, mă duc până la confort. Stai puțin, fata, că vreau să-ți iau un interviu, stai așa. Așa, bună ziua. De ce credeți că a fost închis Robloxul? Toți telespectatorii așteaptă să ne spuneți. Vă rog, ajutați-ne cu un răspuns. Of, dar așa de tare mă bucur că și-a revenit Robloxul. Pe bune, adică aici mi-am cunoscut toate BFF-urile. Ok, fetița, bine, de fapt te întrebam de ce crezi că s-a închis Robloxul. Păi, e clar, adică a fost închis de la un restaurant din Japonia. Un restaurant din Japonia? Stai așa, doamne, a dispărut fata asta. Nu știu despre ce vorbea, adică ce legătură are un restaurant din Japonia cu faptul că s-a închis Robloxul. Ok, și a fugit repede, a fugit mâncând pământul. Cred că are, e o doamnă polițistă?
Poate știe doamna polițistă. Doamna polițistă, oh, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Aș vrea să vă întreb dacă știți despre treaba asta cu Roblox-ul. Am înțeles că ar fi un restaurant din Japonia problema. Da, am auzit și eu chestia cu restaurantul din Japonia. Ce că au vrut să fac update, erau prea mulți și gata, s-a închis. Ok. Plecați de aici, dacă nu o să trag. Doamna polițistă, da, era doar o întrebare. Pleacă, pleacă. Oh, nu. Doamne ferește, ce polițistă turbată. A trebuit să plec de acolo. Ok, trebuie să mă duc să mai caut încă o persoană. Să mă duc să-i iau un interviu. Hopa, văd mai multe persoane aici. Cred că aș putea să mă duc să le iau lor un interviu, să-mi spună părerea lor. De ce credeți voi că s-a închis Roblox-ul? Păi haideți să vă spun eu, domnul. Uite, cât îmi iau aici o casă, vă spun eu ce s-a întâmplat cu Roblox-ul. Păi treaba e în felul următor. Habar n-am, pleacă de aici, domnule, că nu-ți dau nimic. Doamne, dar nu ți-am cerut nimic, adică doar un răspuns, nu ți-am cerut bani sau ceva. Ei, na, și veverița e purcel. Băi, ce fete, nu vor să-mi dea un simplu răspuns. Ok, bine, mă duc să caut pe altcineva. Deci, efectiv, nu-mi vine să cred, doar le-am întrebat ce s-a întâmplat cu Roblox-ul și mi-au dat un răspuns din ăsta gen. Trebuie să mă duc să găsesc pe cineva cu care aș putea și eu să vorbesc puțin. Ia să vedem. Mă întorc înapoi în centru să vedem acolo, că acolo sunt mai multe persoane. Am venit să-mi cumpăr o înghețată când am văzut-o pe fata asta drăguță aici. Hei, bună ziua! Ați putea să îmi dați un interviu, vă rog? Ei, da! Spuneți, vă rog! De ce credeți că s-a închis Roblox-ul? Roblox-ul s-a închis deoarece se fac haine, da! Și a căzut la fel ca Facebook și Instagram. Ok. Este și asta o nouă teorie conspiraționistă. Ei, conspiraționistă, despre ce vorbiți? Dragi telespectatori, în sfârșit se întâmplă ceva în această emisiune. În sfârșit o nouă teorie conspiraționistă. Stai, ce? Sunt la televizor? De mult îmi doream să fiu vedetă. Da, domnișoara, sunteți la televizor, da? Puteți să salutați pe mămica dumneavoastră. Ei, salut, mami! Apropo, cum îmi stă părul? Vă stă bine părul, vă stă superb, vă stă perfect. Mulțumim tare mult pentru interviu. Oh, dar stați, domnule, trebuie să mâncați o înghețată cu mine. Unde plecați așa în grabă? Trebuie să mă duc să întreb mai multe persoane. Dar sunteți atât de drăguți. Și de ce să vorbiți cu mai multe persoane când puteți să vorbiți doar cu mine? Ok, fata asta este cam dubioasă puțin. Stați, nu plecați, veniți înapoi. Stai bine, îmi iau o înghețată și eu, doamne, trebuie să plec repede. M-am prefăcut că mi-am luat o înghețată și am plecat. Doamne, fata era turbată. Cred că s-a îndrăgostit de mine. Gata, tăiați, opriți transmisiunea. Acesta a fost episodul Hudinașilor, sper că v-a plăcut, să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Zbai!